Rezultate foarte bune ale elevilor noștri se datorează și cadrelor didactice mai cu experiență, dar și mai tinere. În luna aprilie, 210 profesori, educatori și învățători au susținut examenul de definitivat la 40 de discipline. 67,1% dintre ei au promovat acest examen, la care trebuiau să obțină cel puțin nota 8. Doar 2 candidați au primit nota 10, 49 au avut note între 9 și 9,99, iar 90 au primit note între 9 și 8,99. Participanții din județul nostru au obținut rezultate deosebite, procentul de promovabilitate fiind peste media națională, de peste 67%. Au fost profesori care au obținut note peste 9 și care demonstrează că și cadrele didactice debutante au toate premisele pentru a confirma bune competențe de specialitate și metodice.